Deci noi în 83 eram vicecampioni, vicecampioane. Universitatea am bătut și Statele Unite, care avea regimul NCAA. Ne-au bătut în finală, da. Edmonton. Asta e aia faimoasă unde după aia Ceaușescu a venit și a spus că de ce n-a sărit Anișoara cu Șmir Stanciu? Da. Asta da, este, da, am mers toți în avion. O bucurie. Este a doua competiție după Jocurile Olimpice. După Los Angeles. Da, sunt 3.000 de... Da. 3.000 de categoria de vârstă este mai mică de 30 de ani, dar nu înseamnă că mai toți performerii sunt. Da, da, Anișoara a fost acolo și... De aceea am și fost aia, bucuroasă când a zburat la Jocurile Olimpice cu, de la Londra cu premierul, pentru că a fost... Da, 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 au fost mulți, să știți, mulți sportivi și polo cu echipă foarte bună, dacă mi-aduc bine aminte. Da. Au fost surorile Romanov la tenis, a fost Nadia Comăneci, bineînțeles, cu echipa de Emilia Eberle și echipa de gimnastică, și erau toți fascinați de prezența Nadiei. Și a urmat pentru noi 84, unde am luat... 84 Jocurile Olimpice. Da, 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 au fost, da, da, pe, au fost. Bun, și noi aici de ce n-am putut, dacă era echipa asta, de ce n-am putut merge mai departe la Olimpiadă? Nu, am ratat în 80, am ratat la Varna calificările pentru Jocurile Olimpice, a fost schimbată toată garnitura, să știți că erau jucătoare foarte tinere, 28 de ani, Mary Roșianu, o jucătoare de excepție în basketul românesc, a fost schimbată garnitura pentru simplu motiv că nu s-au calificat. Deci nu s-a făcut din mers o trecere și atunci dacă te duci numai cu junioare, după aia aștepți 4-5 ani. Dar generația mea a fost la Europeanul de la Bania Luca, noi am fost, am ocupat locul 6, adică nu eram chiar, adică am pierdut intrarea în 1-4, am pierdut-o cu un punct cu Țuțu Constantinescu, adică noi eram în joc, noi eram pe podiumul european la cadete, la junioare, nu am fost în. Dar apoi, după Revoluție, vă spuneam, ex-Iugoslavia și URSS-ul s-au împărțit, nu mai e același lucru. Când joci cu Lituania, care știm bine că, sau eu știu, dau Gavariga cu Semionova și toate celelalte erau partea URSS-ului, acum s-au schimbat, nu mai sunt... Trebuie să bați mai multe acum, până atunci băteai una singură, dacă băteai. Condițiile europene s-au schimbat foarte mult europene. E competiția cea mai acerbă. Avem 51 de federații europene. Acum, sigur. Da. Dar ne-am afirmat ca organizator de evenimente sportive. Da. România este un excepțional organizator. Am fost acum la Sfântul Gheorghe. Nu vă pot spune ce mândru ești când îți vin 8 echipe și sunt și știi pe toți că doar ai fost la Veneția, că te aduci, dai medalii, adică asta e o muncă, știți, partea de imagine. Vezi și acolo. Dar vorbești cu ei și am fost așa de mândră, era impecabil totul. Oamenii de o seriozitate, sala minunată, toate condițiile oferite, mașinile bulă, la nu? Timp, da, cu Dar bulă. Voi basketul a scos asta cu bula de când cu pandemia? Că n-am mai a scos NBA-ul, da. Bula, da. Bula la, în Disneyland, în Disneyland, da, în Orlando, acolo. Pentru că să știți că nu, totul se calculează în bani. Nu. Să nu ne gândim că ne gândim. Noi socotim banii și spunem așa, când facem Disneyland-ul, când facem bula. Păi erau Jocurile Olimpice, care aveau transmisii în toată lumea. Aha! Deci noi trebuie să facem bula atunci când toată lumea se aștepta să se uite la Jocurile Olimpice și mergem noi și cu bula și se uită mapamondul tot la noi, la basket. Deci așa se discută. Câți bani câștigăm din asta? Atât. Foarte bine. Cât ne costă bula? Atât. Care e profitul? Corect. Spunem foarte bine, mergem mai departe. Dar Olimpiada se ține? Da. Fără spectatori străini, cu reguli? Cu... Da, da, da. Noi avem reguli speciale, suntem împărțiți. Eu, evident că având România la 3-3, voi merge cu... Adică merg în perioada în care este România acolo. Reguli speciale, nu stăm cu... Am fost surprins așa că noi la FIBA nu avem regula cu mască pe banca de rezerve, pentru că pulsul de la 180 cu mască se duce la 200, revenire în 3 minute. Am văzut că mai joacă unii pe aici, pe România, cu mască. Nu este o condiție și nici nu trebuie să fie, este dăunătoare. Și, eu am văzut la echipa din Sfântul Gheorghe, a avut niște căderi, tocmai pentru că după pauza de 2 minute nu a intrat foarte bine. Dar asta e din proprie inițiativă. Înțeleg, nu e obligativitate de la... Nu știu, normal, n-am urmărit ordinele MTSMS, dar nu cred că... În Spania, handbalul masculin cu mască pe față tot meciul. Da, Spania, da, bine, este bine. Decizia dar FIBA trebuie să știm că are vicepreședintele OMS, avem președintele din Comisia Medicală. Sunt oameni de marcă și ne updatează tot timpul. Adică de la dar de la FIBA, să știți, la Geneva nu s-a vaccinat nimeni. De ce?
Pentru că una că nu le-a venit rândul și în al doilea rând au avut COVID, au plecat toți în Argentina. Eu n-am putut să merg și m-am plecat pentru că nu eram încă vaccinată și nu venise rândul. Și am văzut că au fost în Argentina și am întrebat cum ați plecat. Aveau până 90 de zile de la COVID, așa că era bun, da, și COVID-ul că pleca. Da. 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 Am rămas la Edmonton în 83. La Edmonton în 83, da. 83. Bun. Nu ți-a plăcut deloc antrenoratul? Puțin bucățica aia? Ba da. Și? Ba da, fascinant. Am stat cu Holter, că trebuie să vă spun, într-o finală de campionat ca antrenor, deci întâi de toate n-am știut cum să mă impun. Aveam numai jucătoare, una și una. Soeche, Mitroi, Miulescu... Stai un pic, stai că ne pierdem. Cum adică n-ai știut să te impui? N-am știut decât țipând. Da? Da. Erai deci, Carmen de pe teren? Gabriela Mărginan mi-a scris zilele trecute, când jucam basket, eram așa de... Știam că în afara terenului ești foarte bună, dar mi-era așa de frică de tine, deși eram în echipa adversă. Da, am rămas așa cu niște chestii. Am pus un capac la Arad și, evident, toate suporterii s-au supărat. Da. Eram pe bancă antrenor. Cum ai pus capac? I-am făcut semn unei jucătoare să iaze. Bianca Drăguș era în dreptul meu, eu la limita terenului, fără să intru în teren, dar ea a venit în dreptul meu și eu i-am făcut semn jucătoarei mele să intre și am pus capac. Arbitrii n-au avut ce să fluiere, mingea căzut în teren, făceam parte din joc. Și da, n-a fost o șmecherie, nu vreau să treci. Șmecherii au fost când, sigur, i-am tras perdeaua Laurei Nițulescu să intre soarele în ochi. A fost o șmecherie în agronomie. Da, și Laura trebuia să schimbe poziția dacă a deranjat-o soarele. Da, nu mi se părea că... Da. Adică fiecare antrenor are... Păi, dar Ștefan cel Mare nu la 5 dimineața pornea bătăliile când era ceață. Nu l-aș tine. Și, ține deci de strategie. Deci ai tras perdeluța în agronomie. În agronomie acolo... erau perdelele. Știi? Da, și intra soarele, Dumnezeule Mare, nu puteai să la băieți era Floreasca, dar leagă nu unde era la fete? Acolo ne-am în mutat, după ce Floreasca n-a mai fost a noastră, ne-am mutat în agronomie, da. Acolo era centrul, da, mundii. Da, acolo jucam, acolo ne antrenam cu înțelegerea Institutului Agronomic, foarte bine ne-a fost. Era Ghitco Pruncu, acolo faimoasa jucătoare Pruncu. La fete venea la fel lumea ca la băieți? Adică da, Floreasca aia care pica pe... Da, în Floreasca, da, pentru că jucam după băieți și lumea venea și rămânea la noi, dar jucam Cupa Liliana Ronchetti, eram în optime, adică era altceva, adică venea Semionova, veneau jucătoare. Deci nu jucați înaintea băieților și... în deschidere, era după. Da, depinde, că băieții și alegeau ora în funcție de transmisie și dacă transmisia era la ora 5, evident că noi nu puteam să jucăm de la ora 2, că nu accepta echipa vizitatoare. Da. Și atunci trebuia să jucăm, s-a întâmplat și după. S-a întâmplat să plecăm toți, de exemplu, la Rus, să jucăm toți în aceea și ei jucau cu Dinamo noi. Adică s-a mai întâmplat, dar loturile erau complet separate. Cum era cu echipamentul atunci? Aveați ghete din alea șmechere? O, Doamne, de la Adidas Store și Dumnezeule, câtă bucurie pe capul nostru. Nu, le înapoiam după, din fiecare deplasare, înapoiam echipamentul, așa era atunci. Și încălțările nu? Încălțările nu, că plângeam după ele. Și ce încălțări erau pe atunci? Aveam bascheții chinezești cu talpă verde, îi dădeam cu cremă frumos, cu cremă albă. Deci noi așa ne prezentam la duelurile astea cu... Nu, la duelurile internaționale eram impecabil în Adidas, să știți. Întotdeauna s-a avut grijă de imagine. Mergeam cu Adidas Torsion primiți, cu echipament Adidas din cap până în picioare, toată echipa aliniată. Bă, din contră, la Edmonton, după ce am câștigat, după medalia de argint, am vândut și echipamentul. N-au fost fericiți acasă. Păi dacă lumea vrea acolo? Da, dacă lumea îl cerea. Da. Păi da, eram echipa vedetă la basket, Statele Unite. Era ceva. Sigur că... Greu contra Statele Unite? Bine, al basket. Și ele au declarat că aveam noi foc în priviri. Probabil că așa ne doream. Da, noi veneam după o medalie de bronz la București și trebuia să ne apărăm. Era aceeași generație, trebuia să ne apărăm cumva statutul de... Și aveți foc în priviri. Bună. Așa au spus, da, declarația lor de presă. Ce bine că te-ai prins. Stai, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult.